sunt situații când fetița mea mi-a zis: mama, mai bine tu făceai vânzătoare decât directoare. Cine încearcă singur? Hai! Cum am început de la început? I'm a little snowman. Hai singur ei, da? I'm a little snowman. Pentru că ei simt lipsa părinților și sunt multe situații când ea îmi spune: eu nu vreau să rămân cu tate sau cu bunica, eu vreau ca la sărbătoare să vii tu. Și atunci când tu ai niște responsabilități, nu întotdeauna reușești să fii atât de flexibilă ca să ajungi la toate evenimentele de familie. Un castel, ca să fie destul de durabil, este nevoie de o temelie puternică. Și atunci, iată de ce a apărut această necesitate de a-mi educa copiii încă de la vârstă fragedă. Și am zis că dacă crezi un astfel de centru, dacă este o necesitate pentru copiii mei, înseamnă că va fi o necesitate pentru mulți alți copii din oraș. Christmas tree. Nu sunt pregătiți orheienii să investească în activități de instruire. În calitate de locuitor a orașului, pot să zic că încearcă să investească, dar cred eu că nu este o strategie corectă, încercând să educe cetățenii că totul vine gratis. Nu mai suntem în sistemul acela unde avem capacitatea de a oferi servicii gratis. Eu cred că strategia dumnealui este undeva greșită, pentru că cașcavalul gratis e doar în capcană. Deci pentru servicii de calitate trebuie să se achite. Deci ne întâlnim luni dimineața la consiliu. Și să fii administratorul unui centru, să fii o femeie de conducere este dificil, dar atunci când găsești susținerea familiei, asta te motivează, te încurajează și până la urmă, chiar dacă te scoate din zona de confort, încerci să vezi niște urme, niște progrese, niște rezultate care îți aduc o satisfacție și asta cumva te motivează să depășești toate obstacolele, să fii curajoasă și fiind implicată în atâtea activități și cu responsabilități. Sunt situații când nu ajungi, de exemplu, la o sărbătoare de familie și atunci rudele zic: nu am știut că ești astfel de carieristă. Ca să fii o femeie de afaceri, trebuie să fii pregătită din toate punctele de vedere, și din punctul managerial, și din punct al contabilității, și juridic. Deci, iată, cred că este nevoie și de timp, și de oportunități de a obține toate aceste informații, de a ține pulsul și de a cunoaște care sunt situațiile pentru a nu achita acele amenzi, pentru a răspunde situațiilor de criză. Pe lângă faptul că trebuie să planificăm în fiecare activitate, deci încerc să coordonez activitatea educatorului, activitatea contabilului, activitatea cadrului didactic. Adică sunt activități care asigură bună funcționare a centrului educațional. Este o prioritate să existe un echilibru. Dacă un bărbat se descurcă în afaceri sau în viața publică, de ce o femeie n-ar putea o face? Doar că este nevoie de mai mult curaj și de mai multă perseverență. Băiatul nu prea știe, dar el în schimb a făcut literele foarte mari și foarte apăsat. Când fetița, care e mult mai pregătită și e mult mai... Deci iată de unde vine...